Bine ați venit la un nou episod de OMV Autocross Challenge la Stax TV. Ținem să le mulțumim partenerilor care sunt OMV Techstars și BMW România. Îl avem alături de noi pe Cosmin Tudoran. Dacă nu știți cine e, de la Casa Loco. Știți Casa Loco? Pe vremuri. Da, când, eram, câte vremuri au trecut? Multe? Au trecut o decadă de când sunt în pensie de acolo. A, e pensie de acolo? De la UCMR, da. De fiecare dată când bagă Zafiu și Petreanu, eterna și fascinată România pe Europa FM, mai au 6 lei de la UCMR, dar peste 7 luni. Deci păi e un set de pensie, da. Păi e bine, am văzut. Dacă aș fi lucrat la... Se încasează frumos. Da, la Coop, Central Coop, la orice sat, luam exact aceiași bani. Deci nu e bine să te apuci de cântat în România, asta zicea? Pe vremuri, acum e bine, n-ai văzut? Nu. Da. Bun, îl avem pe Cosmin Tudoran, care o să conducă Yamaha aici pe circuitul de la TCS. Nu uitați că avem etapă de campionat mondial de juniori. Aici, tu știi că ești cu motocicletele, da. El e foarte motociclist. Cool. Și vor veni juniori aici în campionatul mondial de pe data de 8-9 iulie. Veniți și voi la TCS Park pentru că o să aveți ce să vedeți, vă garantez. Până una alta, noi îi dăm drumul la condus, avem 5 tururi, vedem timp, luăm echipament. Am o serie mică de emoții. Mică. Mică. E bine, lasă că după primul tur trece. Ca la început, nu? Te pișcă puțin la început, după care merge ca un. Și nu trebuie să te uiți când o bagă acu. Nu, e clar, dar am înțeles că trebuie să mă uit că mi se șoptește ceva pe circuit. Deci totuși asta trebuie să fii atenția periferică. Bun, hai să facem treaba cu centura. Băieții ăștia aleargă ca voi să înțelegeți că centura de siguranță salvează vieți. Absolut. Absolut. Puneți centura și prezervativul, nu uitați. Și seara spălați-vă pe dinți. Și dimineața. Bun, aici avem partea de regulament explicată și dacă nu vă interesează, dublu click aici, pe ecran, de două ori și trece repede partea asta de regulament. Bun, regulamentul este foarte simplu, ei trebuie să fugă până la mașină, să-și pună centura, să ia un timp și să oferă niște puncte. Un cumul de puncte total va desemna câștigătorul. Foarte simplu, primesc 10 puncte, câștigătorul probei de alergare cu montatul de centură primește 10 puncte, 9, 8, 7 și așa mai departe. După care, iarăși, cel mai rapid timp pe circuit, 10 puncte, 9, 8, 7 și mai jos, pentru locul 2, locul 3 și locul 4. Dacă mergem pe circuit și atingem jalonul, primim 5 secunde de penalizare. Dacă atingem gardul, care este mai departe decât jalon, primim 10 secunde de penalizare. Dacă nu vedem cifrele arătate de Marius, și nu le, adică dacă nu le ținem minte până la sfârșitul celor 5 tururi, iarăși primim un 5 puncte de penalizare. Dacă le știm, nu primim nimic. E zero, se adună la costul total și se face factura și la sfârșit se plătește cu sau fără TVA, depinde, că noi avem mobilitate. E simplu regulamentul, simplă competiția. Ce am făcut? Joker. Ah, și mai avem și partea de joker, bineînțeles. Într-unul dintre cele 5 tururi avem partea de joker unde trebuie să facem o urcare un pic spectaculoasă, mai ales pentru oamenii care n-au experimentat off-road-ul până acum și când vezi cerul așa și ești la volan te sperii, ca să nu mai zic că avem participanți care de-abia și-au luat permisul de conducere, dar astea sunt alte discuții și acolo cine alege să nu facă jokerul primește o penalizare în secunde. Vedem câte puncte primește fiecare, la sfârșit afișăm, desemnăm câștigătorul și de data asta avem și trofeu, pentru că noi zicem că de la an la an competiția asta trebuie să crească. Dublu click, v-am zis de la început. Merge. Stai. 3, 2, 1, start! Graba strică treaba. Întotdeauna. Asta-i. Opa. Gata. Hai, nu ne grăbim. Păi nu, că am auzit că da, nu. Bag-o în întâi. Vrei? Pac. Da. Ești gata, Marius? 3, 2, 1. Stop! Hai, păi, capul meu! Așa te grăbești tu de obicei? Hai, da! Da! Da, mergea oana! Avem nebunie! Lasă că știu! Ce tip de vin crezi că putea reprezenta BMW Autocross Challenge? Ce tip de vin
crezi că ar putea reprezenta această competiție? Sincer, acum nu știu că vin de papă în Evoluează motocicletele ușor, ușor, dar la mașini suntem la fel, căutăm numai pentru bani. Ai și mașină, noi te-am văzut doar pe motocicletă. Am și mașină. Da? O mașină pe care o am din 2007. Ce motocicletă? De ce preferi motocicleta și nu mașina? Pentru că, în primul rând, am fost scuterist de când m-am mutat în București. Apoi, pentru că mi se pare mult mai frumos. Mult mai frumos motocicleta decât da. Mașina. Uite și aici am avem parbriz. Simțim foarte vântul. Mișto și cu asta. Îți place, nu? Cum se bea vinul alb, sec sau șpriț? Noi, după ce ai dat banii pe el personal, cred că poți să bei cum vrei tu. Dar ideal ar fi pentru început să-l bei sec, okay. Ca să vezi despre ce-i vorba. Să-i simți costul. Cum ar veni să-i simți costul? Facem da, 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 știu. La chopper trebuie să-i dai 2, rompi rajul și înainte de urcare 1. Și gaz după aia când e cu roțile drepte acolo. Și sus punem frână și luăm varianta de stânga. Asta a fost frână aici și stânga, ia stânga deja. Asta a fost. Asta a fost. Coborâm aici și stânga iarăși. Ce face Casa Loco? E în pensie. Așteaptă. Așteaptă. Așteaptă momentul și oferta aia cea mai bună de reunire. Spritul este o invenție românească? Nu. E chiar o invenție austriacă. Spritul de acolo vine. Ok, din Austria. Acolo spre... Bine, asta e foarte, foarte, foarte frumos. Ca o femeie olbană. Dar dacă le-o prezeju, tace! Bun. Care este motoul tău în viață? Motoul meu în viață? Când nu mai ai nimic de amânat, amână ceea ce vrei să faci atunci. Ok. Par mașinile modificate, crezi că... Care mașini? Mașinile modificate. A, mișto! Mișto! Crezi că lumea automobilistică e atractivă? Da! Da, 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 pentru că e plină de sportivitate. Până când nu se prestesc. Ce sentiment ai atunci când descoperi un nou sortiment de vin bun? Ce se întâmplă? Ce sentiment ai atunci când descoperi un nou sortiment de vin bun. Mi se pare foarte mișto și e important să descoperi cu timpul câte un... Câte un sortiment de vin. Never set down, cum ar veni. De ce te-ai lăsat încântat? Mi se pare plină industria de talente noi. Da. Și am zis că e la și cu alții. Sincer, m-am plictisit la momentul ăla. Dar never say never, că un lăutar always a lăutar. Ok. Există și o pasiune pentru moto, eu știu că există. Da, 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 da. Dar de unde crezi că cine mai multe de pasiunea de moto? Bă, pur și simplu, a venit așa cu timpul. După ce mă dau de 20 de ani pe scooter în București, okay. Și mi se pare că am făcut sport extrem, da. Acum a zis, mă, să trec la următoarea etapă și okay. Următoarea etapă, după ce am testat toate BMW-urile, a fost GSA. Așa, cum te-ai simțit la Carter Road? A, excelent! Excelent, mi se pare un proiect foarte, foarte cool, la care cred că aș fi și la mine. Ok. Iar există un tip de vin pentru orice împrejurare? Da! Există orice, știi cum e? Uite, suntem la prima noastră întâlnire, nu știu gusturile. Doar că ar merge un roze între noi așa. Da, rozeul e așa, e vorba aia. Merge la orice. Tragi pe nasul ăla? Treabă cineva aici dacă tragi pe nasul ăla.
Da. Trag, am fost disperat după pixtonim, acum am scăpat. Gata. Nu mai trag nimic. Praf! Aveai o dependență. Da. Întrebările, dar mai pun eu. Hai. Merită statutul de vedetă în România? Dacă ești attention bor, merită. Dacă nu, nu. Dacă ai nevoie de confirmatul. Da. Eu pe mine m-am confirmat. Am luat și premiul 3 la biciclete când era mic. Mora mea, nu mai. Ce? Am luat. Da, problema e că nu prea văd eu bine, știi? Nu am mai avut oameni care... Da, jos! Trebuie să conducă fără, că... Fără ochelari, da. Primești niște puncte în plot și... Un băiat și-a dat un chem și ochelari de vedere jos. Și-ți dai seama că nu mai vedea niciun om. Da. Vorba aia, cum zice Teo aici de față, instructorul de la TCS, da. Bună, sau poate m-am obișnuit eu cu dacă treaba asta. Dacă angajați uberiști pe așa ceva, eu mă bag. Te bagi, nu? Așa, 2-3 ore pe zi. Bun praful ăsta, tu păi foarte seama. Bun praful ăsta. Nu uitați, praful sunt microorganisme, deci este cumva praful ăsta, dacă am avea aici niște struguri și am lăsat să așeze praful, păi ar porni frumos într-o fermentație naturală, am face lucruri bune. Treci pe la mine, că am o viță de vie în curte și mă chinui cu ea, să te uiți un pic, să arunci un ochi, vorba aia. Faci deplasări de-astea, avem un pic între dinți și noroi, dar e ok. Mă simt ca atunci când eram mic și furam morcovi. Îi curățam la ciobul de sticlă și băgai și pământ cu ei, că n-ai ce să faci. E bun și pământul. Dar e frumos, să știți, e foarte frumos, nu uitați, aveți campionat. Da, avem etapa de etapă mondial pentru juniori. Avem aici de închiriat la TCS Racing Park, oricând vreți vă faceți o programare în prealabil și veniți și vă dați și voi cu UTV-urile sau vă trimiteți copiii la cursuri de motocross, da. Sau veniți chiar voi la cursuri de motocross, exact. Pentru că se de pot cât face se trimiteți la McDonald's sau la mall, mai bine îi dați la motocross, credeți-mă, puțină eczemă de pământ nu strică. Da, nu strică și dacă ei merg în condiții controlate, nu o să mai vrea să meargă pe stradă, o să-și exact. Satisfacă această lucru. Curiozitate, o să-și consume adrenalina și o să fie... disciplină. Da. Și o să fie foarte bine. Acesta a fost materialul. Le mulțumim partenerilor OMV Textar și BMW România. Îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și eu și mai am un te rog, mai vreau să spun. Nu uitați, doamnelor și domnișoarelor, decât colagen în buze, mai bine în farfurie. Gata, asta a fost. Da. Share, like și subscribe, băieți. Pa. Mulțumim. Sper să ies câștigător. Înapoi la cadru. Ce, frate? Numerele. Aoleu, n-ai 736. A știu, băi, a fost simplu, ce nu, că aici am clip, auzi?